o altă meserie, cu totul o altă meserie. Există antrenor la echipă de club și există selecționer. Sincer, nu mă așteptam să-mi placă și partea asta atât de mult, pentru că m-am obișnuit foarte repede. În primul rând, urmărești foarte mulți jucători, toată baza de jucători tineri. Ajungi să-i cunoști pe unii, ajungi să-i selecționezi pentru jocuri, lucruri care cu siguranță mă vor ajuta când voi trece din nou la munca zi de zi, la antrenor de club. Da, cel mai greu lucru ăsta este că în calitate de antrenor de club ești acolo angajat 24 de ore pe zi. Adică exact, 24 din 24, cu siguranță. Nu, că pleci acasă. Nu, nu există. Nu, dar acasă tot fotbal faci. Nu. Corect. Da. Ca selecționer ai și tu timp să mai stai. Te mai duci două zile într-o vacanță. Într-adevăr, într-adevăr, da. Ai timp, cel puțin ai luni, marți, ieși la federație să faci analiza pe săptămânii trecute, după care cel puțin zilele de miercuri și de joi mai tot timpul le ai libere, după care urmează weekendul. Uite, și aici un dezavantaj, pentru că oricât ai încercat, ca în weekend ești ocupat tot timpul. Da, pentru că sunt foarte multe jocuri de urmărit. Așa ca chestia asta, domnule, antrenezi indiferent că e U20, U21 naționala mare, e până la urmă România, știi? Da. Cum e presiune? Bă, eu n-am avut presiune decât nu pot să spun, eu totuși o competiție amicală, chiar dacă se numește Elite League, chiar dacă joci cu cele mai bune echipe din Europa. O competiție amicală rămâne o competiție amicală. Sigur că nu poți să te prezinți să faci doar simplu act de prezență. Noi am tratat jocurile și adversarii noștri ca și cum ar fi fost oficiale. Sigur, știți foarte bine că la U20 o situație mai delicată, să-i spun așa, pentru că prima dată selecția o fac cei de la U21, după care cei de la U19 și jucătorii care rămân. Ce-ți rămân la U20. Nu avem o bază foarte mare de selecție, plus că sunt foarte mulți jucători de la ligile inferioare, iar adversarii sunt unii într-adevăr de top în Europa. Vii la U21, ți s-a propus? Adică e... Da, cu siguranță mi s-a propus. Știu că sunt pe listă, știu că sunt în capul listei, dar nu știu, de pe o zi pe alta aștept și un răspuns. Da, știi cum e asta, nu? Nu vreau să pun presiune pe tine. Ia spune. Vine U21. Da. După care faci ceva pe acolo. Da. Și nu se știe cu naționala mare. Cum e? Stai, nu, oprește-te aici. Oprește-te aici. Deocamdată nu sunt nici la U21, iar dacă se va întâmpla, ți-am spus, semnalele sunt foarte bune în sensul ăsta. Obiectivul va fi calificarea la turneul final din Slovacia din 2025. Grupa este una, lăsăm la o parte Elveția, care iarăși cam pleacă la toate nivelele de vârstă favorită. Sperăm să nu mai fie cazul acum. În rest sunt echipe, zic eu, accesibile, o grupă accesibilă cu Finlanda, Muntenegru, Albania și Armenia. Am avut Europeanul la București cu o prestație care a supărat pe multă lume. Cum e generația? Cum vezi generația de fotbaliști tineri din România? Păi asta care a trecut, sincer, o așteptam mai mult de la ei, pentru că sunt jucători care joacă majoritatea în play-off, titulari la echipele din play-off-ul din campionatul de Superligii din România. Doar că acest campionat european ne-a arătat cumva că există încă o diferență destul de mare între fotbalul din România, din campionatul României, și lucrul ăsta s-a văzut și la nivel de echipe de club în cupele europene. Încă e o diferență, în primul rând, al intensității, spun eu, al duelului. Undeva avem un decalaj fizic, părerea mea. Și o ultimă chestiune despre europeanul ăsta. E o nelămurire pe care am avut-o eu urmărind meciurile și făcând emisiunile de după. Toți tricolorii vorbeau de presiune. Uh-huh. Acum, ok, înțeleg, presiunea e la orice meci, dar când joci acasă, e un european, iar pentru tine ca fotbalist la o națională de tineret, obiectivul principal nu e să câștigi europeanul, corect? Adică... Ba da, poți să ți-l propui. Cum? Poți să ți-l propui. Se poate întâmpla. Până dar la urmă, nu era presiunea lui asta. Bă, nene, noi jucăm acasă, trebuie să câștigăm europeanul. Să joci fotbal, să fii relaxat, să arăți ce știi, ca să prinzi un contract. Pentru că aici, la astfel de competiții, cei mai mulți fotbaliști explodează. Exact, dacă pot exploda. Se și transferă mulți de la... Exact. De ce presiunea asta? De ce crisparea asta? Că nu era vorba de presiune, vedeai crispare pe teren la ei.
Nu pot să-mi explic. Eu am stat 3 săptămâni în mijlocul lor, zi de zi cu ei, chiar dacă implicarea mea a fost una minimă, nici măcar minimă, pentru că eu aveam un contract să fiu alături de Emil la acest turneu final, doar că fiind antrenor... Pe bancă, ar fi trebuit să stai pe bancă. Fiind antrenor principal, nu, pentru că și pe bancă, până la urmă, el avea stafful lui, eu... ce puteam vedea din tribună, dar doar că lucrurile care le vedeam eu din tribună le vedeau și ei de pe bancă, deci spun că nu am fost implicat, să spun, real în decizii, dar am participat alături de ei la antrenamente și... Păi ai fost și în antrenamentul din Italia, nu? Da, sigur, și în Italia și în fiecare zi la Mogoșoaia. Lucrurile care le-am observat după câteva zile, de fapt le-am observat cu toții, că undeva la spirit, la unitatea grupului, poate un lider. Eu am stat cu ei 3 săptămâni și nu știu cine e liderul lor. Nu știu liderul generației trecute. Se vorbea de Screciu când a venit de la echipa mare, capitanul echipei, dar să știi că e o mare problemă de mulți ani, pentru că fotbalul românesc duce lipsă de lideri. Și la echipa mare. Și la echipa mare, nu. Sunt mulți ani. Într-adevăr, la nivel de motivație, entuziasm, plăcere, bucurie, am suferit mult de tot. Mult. Și ați văzut cu toții lucrurile astea, se vedeau clar. Deși trebuie să fie nu o presiune, o mare bucurie pentru că joci acasă, până la urmă vin asta zeci de mii de oameni care te împing de la spate, care nu au așteptări foarte mari, pentru că diferența pe hârtie, să fim serioși, între România, Spania și România, Ucraina, cu toții că poate sunt, o surpriză sau o minune nu, ne poate... dar la fel au fost și în 2019 cu generația lui Mirel Rădoi. Aceeași diferență a fost și atunci, dar s-a putut. Pentru că au avut spirit, au fost uniți și au avut lideri. Plus, probabil și puțină valoare în plus.